Un administrator al unei firme din Târgu Jiu, în vârstă de 42 de ani, este acuzat de poliție că a creat statului un prejudiciu de aproximativ 1,4 milioane de lei. Acesta s-a ales cu dosar penal și este cercetat de oamenii legii, existând posibilitatea să fie reținut de către aceștia. La data de 13 mai anul curent, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat de 42 de ani din municipiul Târgu Jiu, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din localitate, în perioada aprilie-decembrie 2014, a înregistrat în evidențele contabile ale societății achiziții de la două societăți comerciale din municipiul București și Timișoara, ce nu reflectă operațiuni reale. Prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 1.400.000 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. În continuare, patronul este cercetat de oamenii legii, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă să fie reținut și prezentat în fața magistraților pentru audieri.